Au trecut 21 de ani de când marele fotbalist hunedorean Michael Klein nu mai este. Ziua de 2 februarie 1993 va rămâne întipărită în mintea tuturor hunedorenilor ca fiind ziua în care cea mai mare glorie a orașului de pe Cerna a plecat dintre ei. La fel ca în fiecare an, clubul FC Hunedoara împreună cu suporterii și administrația locală a municipiului au pregătit un moment special dedicat lui Mișa, cel despre care toți spun că este un corvinist ce a învins timpul. Memorialul Michael Klein va începe sâmbătă dimineață la ora 9 cu un turneu de fotbal în amintirea lui Mișa. La ora 16 va avea loc festivitatea de premiere a turneului de mini-fotbal, iar duminică de la ora 11:30, suporterii FC Hunedoara vor pleca în marș către bustul lui Mișa Klein, unde vor depune coroane.